chiar dacă temperaturile de afară nu prea demonstrează asta, oficial vara s-a încheiat. Zeci de turiști au preferat să petreacă ultima zi de vară calendaristică pe platoul Buceci, pe vârful Omu. E o zonă mai specială și ca energie și ca peisaje. Și... este superb, România este o țară foarte frumoasă și profităm și de vremea bună și am venit aici. Obositor? Sau nu prea, dar merită. Este foarte bine, îmi place foarte mult. A meritat din moment ce n-am abandonat și am ajuns până la destinație. Merită. Odată cu sfârșitul sezonului estival, salvamontiștii din Buștene au început pregătirea traseelor pentru iarnă. Primul pas a fost montarea de indicatoare suplimentare pe potecile turistice. Scopul plantării stâlpurilor de marcaj este de a nu se mai pierde turiști iarna pe traseul de iarnă în cea de-a Cuvăi Cerbului. Am avut o grămadă de acțiuni de salvare aici în zona aceasta și am decis împreună cu Consiliul Județean să punem mai mult stâlpi de marcaj pentru a nu se mai pierde turistul în această zonă. Este foarte periculoasă, deoarece este zonă de creastă, vântul bate cu putere și dacă vizitarea e și scăzută, turistul se poate pierde foarte repede. Alături de salvamontiști, la acțiune au participat și jandarmii montani. Este în general complicat, în special iarna, pentru turiștii care nu cunosc și nu sunt echipați corespunzător. Este o zonă în care se pierd foarte des și sunt foarte multe acțiuni de salvare. Am decis împreună cu Salvamontul să facem o acțiune de plantare a unor stâlpi de marcaj pentru ușurarea traseului turiștilor și a muncii noastre. Turiștii sunt atenționați că la munte vremea este schimbătoare, iar pentru a evita evenimentele neplăcute, trebuie să se echipeze corespunzător atunci când pleacă în drumeție.